Primarul comunei Gogoșu, Jean Rogoveanu, nu se dezminte nici de această dată. Comuna pe care o conduce arată ca în povești, iar toți cei care locuiesc aici pot simți atmosfera sărbătorilor de iarnă. Moș Crăciun este an care s-a născut Mântuitorul, dar și un spectacol minunat de lumini. Toate aceste lucruri pot fi găsite în comuna Gogoșu. Tinerii sunt cei mai încântați de felul în care comuna lor a fost pregătită pentru sărbătorile de iarnă. Ce părere aveți despre cum a ornat domnul primar comuna de Crăciun? Eu cred că au făcut-o chiar bine. Adică îmi plac luminițele și decorul. Adică au pus acolo și pe Iisus, dar și pe Fecioara Maria și pe Iosif. Foarte, foarte multe luminițe, au ornat practic toată comună. Da, chiar mi se pare frumos. Și chiar sper ca și anii viitor să facă tot același lucru, să o țină tot așa. Ornat foarte frumos, ne place foarte mult. N-avem ce să spunem. În fiecare an face acest lucru și foarte frumos din partea lui. Adică chiar îmi place, față de alte sate pe lângă și alte comune, e chiar frumos. Nu prea am cuvinte. Adică toată lumea care vine aici zice că e frumos. Primarul comunei Gogoșu, Jean Rogoveanu, este cunoscut drept un primar gospodar care de-a lungul anilor a făcut tot ce a stat în putință pentru a îmbunătăți viața locuitorilor comunei pe care o conduce. Acesta a dorit să transmită un mesaj tuturor cetățenilor din comuna Gogoșu, dar și tuturor mehedințenilor. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, urez tuturor cetățenilor comunei Gogoșu, dar și tuturor cetățenilor județului Mehedinț, multă sănătate și să le dea Dumnezeu să scape odată de pandemia asta. Să fim sănătoși. În aceste momente grele pentru România și pentru întreaga omenire, edilii gospodare au oferit oamenilor o rază de bucurie cu ajutorul iluminatului festiv, atât de importantă pentru oameni, mai ales în actualul context social.